toate au rămas pe rezultat. S-a bătut scurt, acum Ilin centrează. Apare Boican acolo. Foarte bine a venit Boican și Rozel parchează. Într-adevăr se acordă golul pentru UTA. Rozel a fost cel care a intervenit acolo. A fost un moment de uluire în suprafața de pedeapsă a salontanilor. Este minutul 71 la Arad. UTA deschide scorul prin Robert Rozel exact cu câteva minute înainte de a fi schimbată. L-observați pe Ionuț Chirilă că încearcă schimbarea. Salontanii s-au blocat acolo. Nu știu de ce, o să revedem faza. Până la urmă, Cezarau Deacu foarte aproape de fază a acordat gol valabil. UTA conduce așadar cu 1-0 minutul 71. Autorul golului este Rozel. De remarcat totuși lovitura cu capul, iată acum reluarea lui Buican, a fost acolo Deaconescu care i-a blocat lovitura și Rozel foarte atent pe fază, în ciuda faptului că este unul dintre cei mai scunzi jucători de pe teren, reușește să marcheze.